Bună ziua! Aș vrea să vă prezint masculașul oprit din campioană și din masculul meu de la Bistrița, care am zis că îl păstrez pentru mine. Vedem un pic evoluția. S-a îngreunat, este foarte greu să fac un cântar și la surorile lui. Să vedem câte kilograme au. Deocamdată nu mai vi-l arăt. Un masculaj deosebit care a fost cel mai mare din cuib, o blănuță foarte, foarte bună. Am decis să-l păstrez în pofida celorlalți. Nu o să țin prea mult tineret pentru că nu mai are rost, pentru că am 3 buni, 3 de montă, abs de montă. O să-l țin și pe ăsta, al patrulea, și ceilalți cred că o să-i dau. Sunt mult prea mulți. Iar la Neo am 5 masculi și acolo o groază. Masculașul ăsta este din aprilie. Ro 21. Tatuat, tot în regulă. O să-l țin. Este frumos. Se face căpos. Cătațu. Pentru la anul. Am reușit să împerechez două femele cu ultimul mascul cumpărat, pe cea de la Ionuț de la Călăraș și cea de la Sibiu de la Robert, asta de jos. Sper să fie de bun augur, să prindă. O să le fac și monta de control la 8-9 zile. Cam atât cu masculașul ăsta. O să mai scot și câte o femeluță. Hai la tata. Foarte gros masculul, foarte îndesat. Doamne ajută!